Am revenit în platou, domnilor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Revenim la pregătirea noului an școlar, pregătirea debutului noului an școlar cu probleme. Da, cu mari probleme, pentru că, așa cum vă spuneam înainte de pauză, când mergi la școală, când mergi la grădiniță, când mergi la liceu, fiecare are particularitatea lui. Da. Deci fiecare este un studiu de caz. Și mulțumesc Dumnezeu că am încercat să găsim soluții la fiecare, cu sacrificii și cu sacrificii, vă spun, sunt unități școlare care lucrează într-un singur schimb. E foarte simplu să lucreze în două schimburi. Sunt care lucrează deja în două schimburi. Da. A trebuit să lucreze în trei schimburi. Nu este simplu, sigur că aici mai departe apar niște probleme legate de plata normelor duble, de plata orelor suplimentare la școli, care nu mai este de competența primăriei, pentru că profesorii sunt angajați în Ministerul Educației. Eu sper ca Ministerul Educației să găsească soluții cele mai corecte, să poată plăti munca acestor profesori. Din ce am discutat cu directorul de școli, cadrele didactice ar fi dispuse la un efort suplimentar, dar cum e și normal și firesc, să fie plătite. Deci vreau să vă spun că am spus, la grădiniță sunt problemele cele mai mari. La școli, vă spun, cum ați spus dumneavoastră în atâtea conferințe de presă, am liceu sportiv, cum da. Învăț? Am fost la liceu sportiv, am fost la da. Liceu de artă. Da. Sigur, acolo problemele sunt mai complicate. Sunt mai complicate da. Pentru că faptul că am văzut la Ministerul Educației și ministrul și-a spus, domnule, se poate face ori online la educație fizică. Probabil că se poate face, dar nu... Haideți, fitness poți să faci. Da, fitness poți să faci. Gimnastică, exerciții mai ușoare. Asta e povestea, da. L-am rugat pe domnul Radu, din păcate, pe lângă toate problemele care le are, el are și gimnazial acolo, are da. Clase de toate felurile. Un lucru bun că are spații suficiente totuși la liceu sportiv. Sunt liceile foste industriale, ca să spun așa, începând cu liceul alimentar, liceul Samuel Isopescu, liceul industrialul numărul 1, numărul 2, cum se cheamă Elias da. Petru Mușat da. Și Alexandru Iancuza, unde au spații suficiente. La fel, nu sunt probleme la liceul Spiru Aret, nu sunt probleme la Ștefan cel Mare, ar fi ceva probleme de spațiu la Colegiul Național Petru Rareș, pentru că au școala gimnazială acolo. Da, da. Dar eu sper ca toate aceste lucruri să se poată găsi rezolvarea. Am spus foarte clar că sigur se va face acea situație pe care va fi transmis de DSP la data de 7 septembrie, funcție de care se va socoti sau, mă rog, se va stabili cum pornește fiecare școală pe românește, în ce variantă da. Pornește cu toți copiii, cu copiii în sistem hibrid, online și da. În clasă, vom vedea acest lucru. Dar până una alta vreau să vă spun că fiecare consiliu de administrație al școlii, și am văzut acest lucru, da. Mi-a prezentat, trebuie să facă o simulare. Și am spus aici, în acest consiliu de administrație al școlii, suntem prezenți cu toții. Și eu ca primar am reprezentantul meu în fiecare consiliu de administrație la școală. Sunt reprezentanți și părinții copiilor, deci comitetul de părinți este reprezentat în Consiliul de Administrație al școlii. La fel, elevii sunt prezenți în Consiliul de Administrație al școlii. Ca să mai spun, domnii consilieri locali, la fel, directorul care este președintele Consiliului de Administrație, profesorii care sunt acolo, deci este o asumare de responsabilitate și din partea școlilor. Da. Și aici trebuie să aibă, mă rog, inițiativă, să aibă responsabilitate, curaj, să ia decizii, să vină cu acele simulări deschiderea da. Școlii, da. Fiecare școală în parte. Sunt școlile mari din municipiu și aici mă refer în primul rând la școala din Opcin, care este cea mai mare, Ioan Creangă, cu 1417 copii, după care urmează 1400 școala Miron Constin din cartierul Burdujeni, școala 10, școala 3 de aici din centrul orașului. În ce stadiu ar fi fost grădinița din curtea da, școlii numărul 9? Deci nu mai vreau să vă dați seama cam... Era un debușeu, vă dați seama. Da. De mult ne-ar fi ajutat această grădiniță în cartierul Opcinei. Și încă o dată, această situație în care ne aflăm, situația da. De epidemie, pandemie, ne arată încă o dată necesitatea de a avea o grădiniță, da. Mai ales în fiecare cartier sau mai multe grădinițe. Exact. De aceea vom lua măsuri în continuare să construim acest lucru. Deci vreau să vă spun că da. Am fost la fiecare școală în parte, am discutat cu directorul, s-au făcut acele simulări, mi-au prezentat strategiile. Urmează ca în perioada următoare, sigur că am văzut acum să fac și asta este realitatea, niște cursuri cu profesori, cu învățători, ceea ce înseamnă să predai online. Că una e să predai clasic în clasă și alta
să predai online. Așa cum se știe, noi am dat bani și am văzut că s-a pus în practică, cel puțin pe la toate școlile am fost în șantieri, pereți sparți, se pune acel internet cablat. De la fel de important, în fiecare clasă vom avea ori calculator, ori tabletă. La fel de important, videoproiector și cameră web, ca să poată prinde din toate pozițiile, din toate unghiurile, să poată transmite acest învățământ online în condiții performante, adică să vadă bine de acasă. Rămâne partea cealaltă. Copiii care sperăm să vină tabletele, cei care le au, părinții care supraveghează și mă refer în special la copiii mai mici, iar inclusiv cei din clasa 5, 6, 7, sigur că este implicare totală și trebuie să fie implicare totală și din partea părinților. Am văzut niște puncte de vedere, ascultam la emisiune mai mulți factori care trebuie la radio, spunea, o să dau în judecată în Ministerul Educației, pe Iohannis, pe Vorba, pentru că nu asigură siguranță, că eu nu trimit copilul la școală. Deci poziția este radicală. Eu cred că nimeni nu și-a dorit această epidemie, pandemie. Ori trebuie să facem tot ce este posibil și aici avem nevoie de sprijinul părinților, pentru că triajul, așa cum a spus și altă dată, triajul adică dacă copilor. Am fi singurii năuci din lumea asta, înțelegem, da, e vinovat respectiv, de la primar până la președintele țării, dar toată lumea este năucă. Da, triajul, triajul, domnul Ghiudăvăț, pe care îl face școala, așa ce ajungem la un alt subiect ferbinte, spune că cadrele medicale vor face triajul în fiecare dată de învățământ. Da. Din păcate, cadrele, o parte din cadrele medicale și nu mai la Suceava, la medicina școlară, sunt detașate la DSP, unde este lipsă de forță de muncă. Aveți doi medici și 10 asistenți. Am avut, la un moment dat, au fost toți. Perioada de carantină, au fost toți asistenții și toți medici au fost acolo și o parte din ei au pătimit sau au îmbolnăvit pozitiv. Bun, de angajări? Nu. Suntem aici într-un paradox. Deci, în ceea ce privește strict primăria, noi astăzi avem un post vacant de medic și două posturi de asistent medical. Da. Numai că nu putem să le ocupăm pentru că angajările sunt suspendate în domeniul bugetar. Cu excepția spitalilor și DSP-urilor, care pot face angajări pe perioadă determinată fără concurs pe 3 luni de zile. Dar primăria nu poate. Primăria nu intră aici, nu e nici spital, nici DSP. Noi avem 3 posturi vacante pe medicină școlară, dar nu le putem ocupa pentru că sunt suspendate angajările în domeniul bugetar. S-a ridicat această problemă la întâlnirea cu viceprim ministru pentru că toate primării din țară au nevoie de aceste cadre medicale. Da. Suntem puși în situația în care, sigur, trebuie să colaborăm cu DSP-ul, dar normal ar fi ca, începând cu data de 14 septembrie, aceste cadre din medicina școlară să revină înapoi la primării, să poată face această triere la școli, dimineața cu termometru, iar lucrul cel mai important, sau la fel de important, prima etapă acestei trieri trebuie să facă părinții de acasă. Părinții de acasă care, mai ales la copiii mai mici, cei de preșcolar și nu numai gimnazial, știu părinții comportamentul copiilor, schimbarea fizionomiei la copii, dacă a dormit, nu, noaptea, are burtică, are temperatură. Părintele poate să se sezeze cel mai repede. Primul care intră în această operațiune de triaj dimineața este părintele. Dacă vede că copilul nu este în ordine, nu este ok să meargă la școală, niciun fel de problemă, trebuie să-l oprească acasă în ziua respectivă, să vadă cum evoluează. Dacă, Doamne firește, evoluează rău, trebuie să anunțe medicul de familie, să meargă să facă analize, dar nu se întâmplă niciun nenorocire dacă un copil lipsește zi la școală, pentru că suntem în această situație. A fi sau nu fi, trebuie să mergem la școală. Acum că, sigur, se mai întâmplă asemenea cazuri, Doamne ferește, se întâmplă într-o clasă că este un caz pozitiv, vă dați seama că toată acea clasă se izolează pe timp de 14 zile, merge acasă și se desfășoară activitatea în mod online. Da. Deci sunt probleme și probleme la fiecare clasă, la fiecare școală. Încercăm să-l gestionăm, nu este simplu. Am văzut și tot așa cărcotașe, că primarii nu se ocupă, că primarii se ocupați în campanie electorală. Dați-mi voi să vă spun, principala mea preocupare în ultima lună de zile este cea legată de începerea noului an școlar. Tocmai de aceea am avut discuții de 5 luni cu cadrele didactice, cu directorii de conducători de școli. Dați-mi voi să vă spun că acest, mă rog, aspect legat de deschiderea anului școlar îmi dă bătăi de cap, nu pot dormi nici noaptea, adică sunt atâtea probleme și atâtea responsabilități, dar cu toate acestea,
Trebuie să fim responsabili, pentru că nu putem să ne permitem ca copiii să meargă la școală. Am spus și altă dată, o repet, și o spun și cei de specialitate, atât profesori pe departe, la fel spun și părinții, că copiii au învățat mai nimic în al doilea semestru la anul școlar 2019-2020, în sensul că nu s-a făcut cum trebuie acele ore online, nu au fost echipamente, mă rog, copiii n-au învățat cum trebuie, ci trebuie, s-a făcut un efort pe ultima sută, ca să spun așa, cu pregătirea și susținerea examenilor celor din clasa a 8-a la capacitate și a celor bacaloriatul, dar dacă se pune problema să facem învățământul online, tocmai de aceea vrem să asigurăm echipamente performante, ceea ce am spus și repet din nou, internet, cablat, calculator sau tablet, videoproiector, cameră web, în așa fel încât să se poată face o lecție în condiții normale și în condiții online, cât să se poate înțelege. Bun, provocare rămâne clasa 0, clasa provocări sunt provocări multe și vă spun, așteptăm încă și clarificări din partea guvernului și am înțeles și la domnul prim-ministru că în aceste zile vor veni aceste precizări, unele din ele trebuie aprobate și în Parlament, că este o ordonanță de urgență. Sper ca lucrurile să se clarifice cât mai repede, așa fel încât să avem acest ordine, ordonanță, și va fi ea de deschidere anului școlar însumată, asușită de către guvern, semnată de Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și așa mai departe, primul ministru, să putem lucra. Pentru că eu încă n-am invitat la discuțiile pe care le-am avut cu cadrele didactice, cu directorii de școli, n-am invitat DSP-ul. Am zis că atâta timp cât nu sunt vinte aceste norme clare, nu este cu putere de lege, să fie ordin, ordonanță și așa mai departe, să putem pune în concordanță exact acele prevederi cu punct de vedere al DSP-ului cu ceea ce privește circuitele din școli. Și aici circuite, copiii care intră, ies, să nu se întâlnească unii cu alții, acea decalare, v-am spus, o provocare foarte mare și cu toate aceste provocări nu putem să ne permitem să nu trimitem copiii la școală. Este clar și am văzut că spunea la seară și domnul președinte Klaus Iohannis, care e foarte preocupat de problemă, că oricum este un risc. Nu pot spune că e risc zero. Da, no, un risc este, dar hai să facem ca acest risc să fie cât mai mic. Există și un risc dacă te plimbi pe casa scării. Da. Există un risc. Există un risc, nu putem spune că indiferent ce măsură era, riscuri sunt. Dar cu toate aceste riscuri, eu zic că nu putem să ne permitem să nu meargă copiii la școală. Tocmai asta vreau să vă întreb, domnule primar. În lumina informațiilor la care aveți acces, în lumina experienței în administrație, bine, acum suntem într-o situație specială. Cum ați evaluat dumneavoastră? Cum va fi acest lucru? Că risc există. Risc există. Deci, dar spun, dacă, ar trebui dacă toți factorii să contribuie. Așa, aici vreau să spun. Dacă ne impunem cu toții să respectăm regulile, regulile care înseamnă, am spus, cu triajul de acasă la plecare, cu purtatul măștii la școală, cu păstrată distanță, cât de cât posibil în clasă. Eu am spus, alt exemplu, sunt bănci de clasă care au, sunt mese de, sau bănci în totalitate care au bănci comune. Și atunci a venit profesorul cu ideea, domnule, scoatem banca de acolo și punem două scaune la măsuță, că dacă pun scaunul la un metru unul de altul, pot respecta distanța. Dacă e în bancă comună, copilul se învârte, se fâți, se apropie unul de altul, n-ai ce să-i faci. Da. Deci sunt multe probleme, dar iar mă întorc. Dacă vom fi, eu știu, foarte fermi. Atât crește responsabilitatea părinților de acasă, a profesorilor, a autorităților locale, să pună tot ce este nevoie la dispoziție și a cadrelor medicale care trebuie să supravegheze ce se întâmplă în școli. Avem posibilitatea să menținem aceste școli deschise cu riscul ca pe aici, pe acolo, să mai apară câte infectare și legea spune acel proiect de ordin în care se arată că dacă se îmbolnăvește un copil într-o clasă, se închide clasa, dacă sunt minim 3 cazuri de copii în 3 clase diferite, se închide școala. Ce se întâmplă dacă se îmbolnăvește un profesor, dacă predă numai la o clasă, atunci se închide clasa respectivă, merge în izolare. Dacă e un profesor care predă la mai multe clase, normal, atunci se închide școala. Așa, toate aspectele sunt prevăzute în acest ordin de ministru. Dar așteptăm ca el să fie confirmat într-o ordonanță de urgență, într-un ordin însușit atât de Ministerul Educației cât și Ministerul Sănătății.
să putem, să o direcție de să putem bate în cui pe românește definitiv cum se deschide nou an școlar. Da. Eu zic că noi n-am să acumulăm încrucișate, facem acest lucru, ne pregătim și sperăm ca data de 14 să ne prindă cât mai pregătiți în așa fel încât să începem condițiile, să începem în condiții de siguranță nou an școlar. Și da, repet, apel în mod special la părinți să fie parteneri în acest da, proiect delicat cu această tele-școală câteodată, cu școala în condiții coronavirus, să ajute, să înțeleagă, să trebuie să ne adaptăm, trebuie să știm să, cum să conviețuim cu acest. Să supraviețuim, că altă soluție nu avem da, și culmea e că azi nimeni nu știe și nimeni nu poate să ne spui și ce am văzut prognoze date de, știu, intensitatea virusului și durata, am văzut că au fost, nu au fost realiste, nu, au, da, nu s-au realizat. Adică astăzi avem că presupuneri, nu știm cât va dura acest coronavirus. Va fi un an, va fi doi, va fi mai mult sau va fi mai puțin, dar totuși ați văzut că se întâmplă aceste lucruri, cazuri în care apar aceste focare, tragedii, drame și trebuie să învățăm din asta că nu avem voie să greșim, trebuie să respectăm aceste reguli. Da, tot legat de școli, în Occident, în câteva țări, au debutat, a debutat nou an școlar și iată că în această lună anumite măsuri au fost articulate pe parcurs. Întâi cu masca, spuneți-mi, până la școală, da, apoi în pauze, la cursuri, deci lucrurile sunt, se articulează din mers, adică, noi se vor da, face adică evaluări. Nu, nici la ei nu sunt bătut în cui. Trebuie să înțelegem. Realitatea poate să arăte și altceva. Da. Și atunci, în acea realitate, mai pot fi da, actualizate aceste măsuri, da, pot fi discutate, da, pot da, fi, ele, da, în primul rând, trebuie să monitorizate. Din această absolut, monitorizare poți să tragi și concluzii. Din aceste concluzii poți să iei o serie da, de măsuri. Înainte de a trece la cealaltă provocare, cum am spus eu, din punct de vedere organizatoric, alegerile, aș vrea să rămân la această chestiune. Veți continua această politică de creșterea capacităților unităților școlare, grădinițe, înființarea de noi grădinițe și chiar, de ce nu, și la creșă. Ca să deci, pe parcurs, pe viitor, ca să spun. Deci când sunt primarul municipiului Suceava, deci am construit aceste grădinițe noi, 1, 2, 3, pe Slătioare, da, modernizată, construit nouă, practic, grădinița da, pe Chindelu. Aceste două grădinițe noi care sunt pe fonduri europene, gata în Burdujeni, sat. Da. Se lucrează destul de bine aici, în zona centrală, pe Dobrogeanu, Ghere. Deci am dat importanță la aceste grădinițe noi. Da. Cum a spus și dumneavoastră, nimeni nu s-a aștepta să ajungem într-o asemenea situație, să avem nevoie de atâtea locuri de, mă rog, desfășurarea activității pentru copiii de preșcolar, ca să da, spun așa. Rămâne chiar și în cartierul 8, cine iată acolo. Rămâne o prioritate și vom face o grădiniță acolo cu toate riscurile, vom cumpăra o bucată de teren dacă nu va fi altă variantă. Trebuie să facem o grădiniță noastră în care trebuie mult să acest lucru, pentru că mai ales în condiția actuală este o presiune enormă. Copiii din cartierul 8, care da, este unul din cartierele mari ale Sucevei, nu are o grădiniță. Sau are o grădiniță, dar nu o grădiniță cu program prelungit. Are doar grădiniță. Sunt și multifamilii tineri acolo, da? Sunt are mulți copii, multifamilii tineri și vă spun, da, este o solicitare în acest sens, o presiune pe această temă și vom dezvolta în continuare. Rămâne de văzut evoluția pandemiei și da, de asta, da, așa cum am spus, ne vom plia și noi de la caz la caz, de la zi la zi, de la săptămână la săptămână și trebuie, dar e să, nevoie de, trebuie de să facem tot ce este posibil, toți cei implicați, toți acționarii implicați, să asigurăm desfășurarea școlii în condiții de siguranță și cât de cât de normalitate. Da, iată, vom avea și alegerile locale, da, clar, și alegerile parlamentare în condiții speciale. Revine autorităților locale să pregătească. Da, am văzut o demagogie din partea unui lider politic, nici nu vreau să-i dau numele. Da, nu dați că faceți reclamă. Trebuie amânate legile locale. Cred că legile locale nu se mai pot amâna atât timp cât și-au făcut și alte țări alegeri în țările lor, în Croația, Slovacia, și nu mai știu care sunt. Da. Trebuie făcute aceste alegeri. Dar nu se mai poate da înapoi. Da. S-au strâns semnături, s-au pus liste, s-au validat candidaturile definitive. Adică cumva să rămână valabile toate, adică toate aceste proceduri da, să rămână valabile până când va fi. Este clar deja că gata. Adică am intrat în ultima sută ce să. Am intrat pe ultima sută de metri, deci iată că mâine începe campania electorală. Da. Și de azi, într-o lună de zile, avem alegeri locale. Este un lucru bun că și aici este nevoie de stabilitate. Da. Nu mai este timp de, eu știu, stat cu ochiul la campanie electorală. Păi trebuie să stăm cu ochii pe banii europeni care sunt. Banii europeni de o parte și pe coronavirus pe de altă parte. Și asta, că, da, ca și prognoză, vin specialiștii care spun, domnule, se va suprapune gripa de sezon
Cu, și asta e o problemă. Da, da? Și va pune gripa de sezon cu gripa coronavirus. Și atunci, la fel am văzut un candidat de primar, mă rog, fără să vreau, eram în mașină, ascultam la radio, a fost întrebat despre coronavirus, despre gestionarea primarului și a zis că nu prea știe, dar asta nu e treaba primării, exact treaba primării. Exact, culmea. Exact treaba primării. Când vedem acum în campanie, pre-campanie electorală, da, cu promisiuni și cu lucruri mărețe, dar nu cunosc greutatea acestui deci fenomen. Și aici discutăm de o implicare și o responsabilitate exactă a autorităților locale, a primării, da, a primarului în speță. Deci trebuie să fim, suntem responsabili și trebuie să fim foarte atenți, vigilenți la modul cum evoluează coronavirusul, la măsurile care trebuie luate și această monitorizare zi de zi. Dar trecem prin acest aspect, sigur, fiecare va răspunde în felul lui. Eu spun că, în ceea ce mă privește, tratăm această problemă cu toată responsabilitatea. Nu este de joacă cu acest coronavirus, așa cum se spune în reclama care se mai face, pericolul nu a trecut și de aceea eu zic că noi trebuie să fim responsabili în gestionarea acestui coronavirus. Sigur, la alegerile locale așteptăm și noi setul de măsuri, da, setul de măsuri care vor apărea, și a anunțat și domnul președinte ieri că sunt în discuție, ministerele de resort vor veni cu aceste măsuri pentru gestionarea alegerilor pe de parte, gestionarea campaniei electorale, modalitatea de realizare a întâlnirilor, dacă sunt posibile, și eu zic că nu prea sunt posibile, în sensul că, sigur, poți să mergi discuț cu omul 2-3 oameni, dar nu mai mult în grup, limitat 10 minute, cu o mască pe figură, da, o să vedem exact ce spun aceste norme. Nici într-un caz nu spune problema de a face evenimente mari, de a aduna oamenii. Nici într-un caz, indiferent cât, mă rog, ca să mă exprim așa, cât de benefic o adunare electorală pentru, da, pentru că sunt altul, mesaje transmise, da, care ai oameni adunați la grămadă, da, nu avem voie să riscăm să îmbolnăvim, da, oamenii, aceste mesaje trebuie transmise în mod special în regim online prin mass media, întâlnirile față în față cât mai puține și este un soi de respect din partea noastră pentru alegători și pentru ceilalți din echipă și pentru suceveni sau, mă rog, suntem acum Suceava, dar ca idee, deci trebuie să avem un comportament responsabil în calitate, da, în calitate de candidat în campania electorală. Păi ați trecut și dumneavoastră și un alt lider politic important al Sucevei chiar la începutul pandemiei, da? Adică se reproșează de ce? Parcă erați dintr-un aluat mai dur, nu știu cum, că nu trebuia să se interneze un, da, lider, văzut, nu trebuia să aibă primarul să stea, adică ați făcut niște sacrificii, da, dar bun, n-ați vrut să vorbiți, să nu s-a vorbit. Da, am văzut numai ieri, s-a îmbolnăvit, este infectat pozitiv primarul sectorului 3, Robert Negoiță, da, care este președintele Asociației Municipiului, da, din România, da, am discutat dimineața cu el, l-am îmbărbătat, am dorit multă sănătate și însănătoșire grabnică. Deci se întâmplă. Se întâmplă. Adică este acest... un lider politic, un șef de administrație, un manager în spațiul public, interacționează cu foarte mult, cu angajați, cu vreo 600 de angajați, ca să spunem, depinde de instituție, cu 300 de angajați, plus întâlnirile, da? Adică trebuie, deci, domnul Chidovea, să fie responsabil noi el. Noi avem adică o mare problemă și o mare risc în primărie azi. Pe lângă faptul că, zicem noi, am pus acel tunel de dezinfecție, avem dispenseri, da, la fiecare nivel, la fiecare etaj, controlăm oamenii care intră în primărie, coboară salariață, da, jos, rezolvă, da, probleme să nu mai umbli ei prin toată primăria, ca măsuri de limitare acest coronavirus, da, și totuși ne-a prins momentul cu acest proiect de modernizare al primăriei, care este un proiect foarte important, un, da, proiect de, mă rog, smart city, oraș inteligent, cu modalitatea de încălzire prin apă reciclată din pământ, plăci fotovoltaice, deci e un proiect interesant. Și totuși azi lucrează minim 50 de salariați, mai rog, de acelor care au câștigat, muncitori, pardon, care au câștigat licitația, da, lucrează în primărie înăuntru. Acești oameni nu sunt angajații noștri, acești oameni sunt necontrolabili. Da. Acești oameni pot să aducă boala oricând, da, nu-i condamnăm, na, vin din diferite medii, unii sunt din oraș, alții în afara orașului. Deci avem această provocare în primărie, pe lângă problemele care le avem noi, avem, da, această firmă. Noi am suspendat, este o realitate, noi am suspendat pe perioada carantinei lucrările, dar nu mai putem să facem acest lucru, având în vedere faptul că riscăm să pierdem banii europeni.
Dar vă spun că stau cu inima câte un pârge pentru că există acest risc. Avem acest da. Oameni care se punem la salariat, să le impunem, chiar dacă nu avem dat scris, știu că se procedează, le atrage bun, atenția șefii. Bun, are un când, coleg da, de birou care când vine, adică... când vine din concediu să-și facă testul, dacă da, a fost da. Plecat în afară și mai departe. Dar vă spun, acești oameni care sunt în primărie și lucrează, acești muncitori la firme care au câștigat licitația și modernizează primăria, sunt necontrolabili. Avem o zonă de risc. Da. Eu sunt unul din cei care fac un exces din purtarea măștii. Ați văzut și la dumneavoastră aici, era gata să începem emisiunea cu masca pe figură, ca să atras dumneavoastră atenția. Toate că noi avem distanța regulamentară. Mulțumesc Dumnezeu că suport masca, pot să stau și 10 ore pe zi. Nu mă deranjează. Sunt persoane care nu pot, Doamne ferește. Nu mă deranjează. Sunteți un exemplu pentru asta. Da, nu mă deranjează purtatul măștii. Și mai fac colegii jurnaliști, da, mai fac câte o glumă, dar și ei sunt în conferințe de presă, sunt obligați. Nu mă deranjează purtatul măștii. Da. Și fac un exces din purtarea măștii. De multe ori stau și în birou și îmi dau seama că sunt cu masca pe figură și uiți mi-o dau jos. Deci trebuie să ne respectăm. Da. Trebuie să ne respectăm. Dacă discutăm de alegeri, este clar că va veni un set de măsuri. Un set de măsuri care trebuie să fie, în primul rând, valabile în secția de votare. Discutăm aici, în primul rând, pentru membrii secțiilor de votare, cei care sunt nouă reprezentanți a partidului politic, așa cum spune, mă rog, în fiecare secție de votare. Va trebui să le găsim, mă rog, spații adecvate, să aibă metru între ei, să poarte mască. Cei care vin să voteze, la fel, este nevoie de a se purta mască, doi, de a se purta distanțarea. Cu siguranță vor fi trasate aceste spații de așteptare la fiecare secție de votare. Deci și la votare este un risc până la un punct, dar dacă este responsabilitate, el se poate reduce foarte mult această infectare și eu sunt de părere că alegerile trebuie să le ținem, pentru că dacă nu se țin acum alegerile, pe măsură ce înaintăm spre perioada rece, și vă spun, e posibil să vină această gripă de sezon suprapusă cu coronavirusul și problemele să fie mult mai grave. Și vă spun, este nevoie de primari aleși, de primari care să aibă responsabilitate, primari care să fie foarte implicați în perioada următoare, pentru că, repet, pericolul n-a trecut și ați văzut așa cum arată lucrurile azi și nu numai în România. Să mulțesc numărul de cazuri, sigur că ele au și o explicație, a fost această perioadă mai lejeră pe timp de vară, cetățenii n-au mai avut răbdare, unii au ignorat, eu știu, din și numai în România, instrucțiunile, legile n-au mai sunt cont de ele, au mers în concediu și de aici s-a ajuns în multe locuri să fie focare de infecție, în multe locuri să facă această transmisie în masa acestui virus. De aceea și la lege trebuie să fim foarte vigilenți, foarte prudenți, dar la fel, cu minimă preocupare din partea fiecăruia. Deci, odată, asigurăm condiții necesare la secția de votare, distanțare, purtare de măști dezinfectante, faptul că, și sunt convins, vor fi organe de ordine, păstrare distanței la secția de votare, să dea Dumnezeu să fie, mă rog, foarte mare aglomerație, deși în condiții actuale știu că mulți oameni sunt reticenți să iasă din casă. Este realitate. Este o realitate. Cunosc oameni care au o problemă psihică și nu ies din casă. Nu ies din casă. Și depresie. E o realitate. E o realitate. Și oamenii tineri. Și stau toată ziua la televizor cu un ochi să vadă dacă vine acel vaccin, nu vine. Ați văzut dumneavoastră discuție. Starea de urgență numai câte... Starea de urgență. Au ieșit rușii și au spus că au făcut un vaccin. Au contestat toți ceilalți, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, care a spus că nu e posibil ca într-o perioadă atât de scurtă de timp să testeze, să confirme un medicament. Am văzut aseară, acum este Convenția Republicană pentru alegeri în America. Da, am văzut Trump. Mike Pence, vicepreședintele la viitorul, care fi în echipă cu Donald Trump, la Casa Albă. A spus că 100% până la sfârșitul anului America va scoate pe piață un medicament care va fi brevetat. Pe de altă parte, Marea Britanie a spus că într-adevăr, sunt 6 proiecte, ca să spunem noi în mare, care sunt cu câțiva pași înaintea medicamentului din Rusia. În fine. Oricum, până una alta plutim într-o mare a necunoaștere. Nu știm. Da. Nu știm. Nimeni și nu poate să dea garanții. Singuri. Cum am spus, nimeni nu poate să dea garanții. Singuri năuci, ca să spun. Da, nimeni nu poate să dea garanții. Sigur că, așa cum se știe, și la nivel de Europa, Uniunea Europeană s-a implicat. Am înțeles că a făcut niște precontracte pentru niște medicamente. În măsura în care ele vor fi, mă rog, lansate pe piață, știu că și România este
este partea acestui parteneriat, adică ce vor face cei din Europa, vom face și noi. Dar până una alta trebuie să ne luăm aceste măsuri de precauție, să limităm cât putem noi cu măsurile noastre limitarea virusului. Da, ne vom întoarce la câteva idei expuse de dumneavoastră în partea a doua emisiune. Doamnelor și domnilor, mai luăm o pauză de publicitate, revenim imediat.